Bine v-am găsit cu bucurie! Sunt Steluța Florentina Stanciu, terapeut și formator holistic și sunteți alături de noi la emisiunea Pasiuni armonizate cu viața, aici în studiourile Terra Nova. În relațiile de cuplu ne putem confrunta cu anumite comportamente care pot afecta relația de cuplu. Unele dintre ele pot fi codependența sau narcisismul. Cum le descoperim, cum le detectăm? Ce sunt și ce soluții avem la dispoziție când acestea apar? Aflăm mai multe de la invitata specială care a acceptat din nou invitațiile noastre în studioul Terra Nova și anume Stella Mihai, psiholog și psihoterapeut. Dragă Stella, îți mulțumesc că ai spus da emisiunii și a participat din nou la această ediție. Și eu mulțumesc, bine te-am regăsit. Pornim o nouă călătorie. Tu ai menționat într-o emisiune anterioară despre manipulare și pasiune că există și acest comportament al codependenței. Dar ne-am propus așa să realizăm o nouă emisiune în care să aprofundăm aceste aspecte mai în detaliu. Hai să începem în primul și în primul rând cu ce înseamnă codependență. În primul rând, mă bucur că ai adus în discuție un astfel de subiect mai puțin cunoscut, codependența în relație cu narcisicul. Despre narcisiști se tot vorbește, dar despre codependenți, cei care sunt captivați de narcisiști, parcă mai puțin. Și cele mai multe relații pe care eu le observ în cabinet, în lucrul meu, observ că sunt după acest tipar disfuncțional. Și de fapt sunt cei mai mulți cei care doresc să-și rezolve și își observă cumva această deficiență. Exact, e o invitație aici la autocunoaștere până la urmă pentru toți cei care ne urmăresc, pentru a înțelege ce fel de relații au ei și cum pot să ajungă să aibă o relație de sine mult mai bună, benefică, încât și relațiile cu ceilalți să se modifice sau să se schimbe. Mă bucur tare mult că ai spus da, pentru că avem șansa să aducem mai multă claritate în acest subiect. De ce anume devenim codependenți de o persoană și de ce atragem, cum ne-am și ales în această emisiune, acest tipar al narcisicului? De ce un partener devine dependent de un narcisic? Ce tipare sunt acolo? Și cum este acest mecanism al relației? Ce înseamnă o persoană narcisistă? Persoana narcisistă e acea persoană dominatoare, care vrea să fie moț în tot. Vrea să domine, vrea să fie văzut. El nu poate să fie pe picior de egalitate. Este o tulburare. Este în primul rând o tulburare de atașament, dar o tulburare de personalitate până la urmă, care poate duce până la patologie. Știm că avem această poveste a lui Narcis, din care provine până la urmă termenul folosit în psihologie și în terapie pentru acest tip de comportament și spuneam și în emisiunea anterioară că este foarte importantă observarea. Un narcisic, culmea, pare că se observă mult mai mult, așa-i? Exact cum o spune și povestea, legenda. Da, se uită în, în acea oglindă a apei și se uită și se îndrăgostește de... Exact. Și de ce el era indisponibil? El nu vroia să dea atenție cuiva, tocmai din acea nevoie afectivă nesatisfăcută. Acel prea gol emoțional nu dădea atenție nicicui până când își vede imaginea proiectată într-un iaz și se îndrăgostește de el iremediabil. Și aici putem spune foarte bine despre o caracteristică a narcisicului, aceea de a avea o relație cu el însuși, a fi foarte mult cu energia totală, aș putea spune, pe acest subiect, bineînțeles, către el, dar nu în sensul acela sănătos, nu în sensul acela constructiv. În ce sens putem vorbi? Legenda chiar se finalizează tocmai cu faptul că el vroia să-și atingă imaginea din prea multă dragoste, care nu era iubire, era o îndrăgostire de sine,
vrea să se atingă și imaginea fugea ori de câte ori se atingea în iaz. Asta și spune faptul că el e într-o continuă căutare de iubire, de iubire sănătoasă, pe care nu o poate găsi. Și o caută în exterior și pentru că el are aceste tendințe comportamentale de a domina, de a fi deasupra celuilalt și a-l conduce, a fi pe placul lui și a fi acolo disponibil, cel care intră în relație cu el, doar pentru el. Iar celălalt nu poate fi dezvoltat, nu poate avea o stimă de sine ridicată. Cum spunea un cercetător, narcisicul nu suportă vanitatea altuia, că i-o întrece pe-a lui. Am putea spune aici chiar legat de această observare și faptul că un narcisic, cu toate că se observă foarte bine, el este orientat către sine, dar este orientat foarte mult nu către sinele divin, aș putea spune, din care este conținut, ci din acele aspecte exterioare. Ei sunt acele persoane până la urmă care au nevoie să arate impecabil, au nevoie să fie într-un mediu în care ei să fie pe scenă, lumina reflectoarelor să fie pusă pe ei și vorbim de aceste alegeri, ca să le spunem noi așa, pe un termen mai cunoscut de către oricine, materialiști. Da? Adică și în sensul până la urmă legat de ceea ce se întâmplă cu alegerile, dar în sensul în care atenția lor se duce către nu ceva autentic, acel adevăr, ci către aceste aspecte exterioare, trecătoare, schimbătoare, de care știm din tehnici și practici străvechi că reprezintă maia, iluzia. Exact. Exact, tocmai de aceea el caută o relație iluzorie care să împlinească această nevoie de iubire. El caută un soi de iubire, dar fără a fi atent la termenul de iubire, la iubirea pe care altul ar putea să o împărtășească. Dacă e atras cumva de o persoană care cunoaște iubirea de sine, cunoaște termenul de iubire sănătoasă, nu-l interesează. Pentru că acea persoană e completă. El are nevoie ca persoanele care se agață de el să simtă că el le-ar completa. Ceea ce este o iluzie, aici este o inconștiență. Pentru că el și nu... o incongruență până la urmă. Exact, exact. O incompatibilitate. Se spune o compatibilitate disfuncțională. Pentru că el poate că vrea o relație, tânjește după o relație, pentru a-și umple și el acel rezervor afectiv care n-a fost umplut încă din fragedă copilărie, dar nu cunoaște termenul ăsta, nu e familiar. Pentru că el practic vrea, ca și codependentul de altfel, opusul lui, vrea ca să vină cu o relație care să semene cu cea familială. El vrea ca să continue relația pe care el a văzut-o, alta nu știe. Și cum suntem guvernați de inconștient, conștient facem lucrurile după cum avem înăuntru. În anumite tipare, exact, pe care le conținem în interiorul nostru. Și că tu vorbeai de sine, el nu știe acest termen, nu știe să ajungă acolo, fiindcă el rămâne la suprafață. Tocmai tendința asta de a domina pe celălalt îl focusează pe extern, pe exterior, să fiu văzut de ceilalți, să fiu eu pe piedestal ca să mă vadă, să demonstrez, să fiu validat de toți ceilalți. Nu-l interesează sinele lui ce cere, nu-și aude simțământul sinelui. El, dacă nu știe cum e cu fundul acesta emoțional, pentru că nu poate să coboare acolo sau nu vrea uneori, că îi place așa, să domine, să fie orientat către exterior, nu ajunge nici la miezul ființei lui, sinele. Mie îmi place foarte mult să spun, având în vedere descrierea pe care tu ai făcut-o și din ceea ce am observat și eu, din ceea ce lucrez cu cei cu care fac terapii,
persoanele care ajung în acest punct și așa cum ai descris, au o conexiune foarte redusă cu divinitatea. Odată cu divinitatea din ei, dar și cu această divinitate pe care noi o putem numi univers, Dumnezeu, fiecare, acea conexiune mai mare și mai presus decât noi, care ne aduce și ne susține prin tot ceea ce noi suntem. E cumva întreruptă. De ce? Pentru că focusul, energia, orientarea nu este către această curgere, ci către acele aspecte de care spuneam. Îmi place foarte mult acest subiect, l-am ales împreună pentru a vedea mecanismul foarte des întâlnit, așa cum discutam și noi, dintre relația care se formează, că până la urmă despre asta vorbim, dragii noștri, între un narcisist și un dependent, pentru că pentru că de foarte multe ori, dacă privim doar un aspect disfuncțional dintr-o relație, suntem cumva puțin părtinitori, am putea spune, da? Dar să vedem de ce este această dinamică, de ce este întreținută până la urmă această dinamică și cum se întreține, pentru că în acest parteneriat, în acest cuplu, sunt două persoane. Și dacă este un dezechilibru într-o parte, cu siguranță va exista dezechilibru și în cealaltă parte. Hai să vedem această dinamică. Codependență, pe de o parte, da, o persoană care intră în acest vârtej emoțional și în această structură intimă, până la urmă, de cuplu, și celălalt este narcisist. Ce se întâmplă în copilăria codependentului? Ajunge să atragă mai târziu un narcisist. Codependentul, așa cum o spune și numele, codependent, dependent de cineva, dependent de ceva, dependent de substanțe, dependent de alcool, dependent de muncă, dependent de situații, dependent de comportamente. Deci e până la urmă un dependent. Codependentul, ca și narcisicul, cel de care e el captivat, nu au decât un singur scop, de a rememora, de a aduce în prim plan relația familială pe care au cunoscut-o ei și care s-au dezvoltat în felul acesta și a vindeca acolo. Hai să dăm câteva exemple concrete ce se poate întâmpla în copilăria unui codependent, unei persoane care ajunge să manifeste mai târziu un comportament codependent. Exact, ca și în cazul narcisicului, de asemenea, în copilăria codependentului au fost diverse tulburări de atașament. Adică atașamentul pe care el l-a format față de părinți, încă dinainte de naștere, atunci se formează atașamentul, a fost insecurizant. Adică nu a fost văzut, nu a fost validat, nu i-a fost oferită susținerea emoțională. Pentru că vin persoane în cabinet care spun, mi s-a oferit totul financiar. Sau îmi spune părintele, nu știu ce a lipsit. Și zic, cum era cu partea asta emoțională? Că material i-a oferit totul, ba chiar prea mult, încă l-a răsfățat, în sensul că nu mai are limite. Alt aspect aici mai mult în relația celor narcisici. Practic, nu au fost acolo să fie ascultați. Nimeni nu s-a interesat de el, părinți indisponibili, părinții poate că absenți. Abandonul este o cauză semnificativă. Nu au fost disponibili emoțional, adică era ascultat copilul, dar cu mintea, cu sufletul era în altă parte. Copilul simte tot. El în copilărie e ca un burete. El ia tot și de la mama și de la tata. De regulă, în astfel de familii, și la codependenți și la narcisici, unul dintre părinte a fost astfel. A fost un narcisic, a fost un codependent. Adică ei au văzut tiparele astea și ei nu fac decât să le ducă mai departe. Asta cunosc. Până când, mă întreba cineva,
până conștientizăm lucrurile astea, până ajungem la o cunoaștere de sine, o autocunoaștere suficientă încât persoana să-și câștige autonomia, să-și câștige libertatea de a fi, să ajungă la sinele lui, la resurse, dar până la sine dăm de emoții. Ce facem cu ele? Care au fost azvârlite, ăsta e și termenul prin corp. Și s-au produs diverse somatizări, diverse probleme. Și persoana devine cumva o victimă, se simte o victimă. Asta este iar o caracteristică a codependentului. Pentru că a văzut în familia de origine că unul dintre cei doi, cu siguranță, era un codependent, era o victimă în fața celui care era dominator. Este evident și relevant faptul că, până la urmă, nefericirea este cea care ne arată ca un sistem de alarmă, un prim sistem de alarmă, că ceva nu este în regulă, fie în relația de cuplu, fie cu noi. Sau nu avem acea claritate, nu avem acea cunoaștere uneori sau recunoaștere, reamintire a unui tipar sănătos. Și cumva noi ca și copii, pentru că aminteai foarte mult de ce se întâmplă în copilărie, venim ca o, îmi place mie să spun, ca o pagină albă care este gata să primească tot ceea ce este din familia în care ajunge. Și pot veni aceste tipare emoționale, aceste credințe, aceste lucruri către acest copil și atunci ele pot fi recunoscute tot ca o iluzie, ca și cum el ar fi iubirea și cumva că așa este forma în care trebuie să fie și să se recunoască. Care este punctul în care ajunge o persoană codependentă, în care spune gata, am nevoie de ajutor? Cam care sunt exemplele de persoane care ajung în cabinet și ce se întâmplă în zona aceasta de nefericire? Care este gradul? Sau ce anume, din ce ai observat tu, din cazuistică, sunt elementele pentru care ei aleg să înceapă o nouă călătorie de vindecare? Da. Păi vin în primul rând cu somatizări, cu diverse probleme. O clientă îmi spune, am făcut toate analizele, m-am dus către ipohondrie, adică nu mai știu ce să fac, eu tot caut să văd ce am fizic, organic, de nu mă simt bine. Adică am tot felul de stări, de oboseală, tot felul de... O simptomatologie clară că persoana nu e bine cu ea. Și mai sunt și acele persoane care vin și spun, nu știu ce am, dar simt un gol interior. Golul ăsta interior este acel rezervor de iubire care este pe minim. Sau o persoană care efectiv se desfințează pe sine, lăsându-l pe cel care e dominator în relația cu el, să facă ce vrea cu el, să nu poată să spună punctul de vedere, să aibă ceva de spus în fața lui, simte că este o victimă. Și dacă intrăm acolo, doar cu câteva întrebări, îmi spunea zilele astea o persoană, o femeie, care nu se iubește pe sine, nu se vede într-un fel. Ea consideră la 50 de ani că viața ei s-a terminat. Și noi vorbim despre faptul că sunt persoane la 70, la 80 pline de viață și zic viața lor, dacă la 50 s-a terminat, a lor cum este? Păi eu nu știu ce au ele. Fac ele ceva magic. Da, magia aia o fac, dar o fac din ele. Din alegerile personale până la urmă. Din interiorul lor. Din ceea ce ele au descoperit înăuntru lor, o putere pe care o au toți oamenii, dar foarte puțini sunt conștienți sau ajung conștienți. De-aia autocunoașterea te conduce la a-ți găsi, a-ți descoperi puterea asta, care e acolo, dar este, îmi place mie să spun așa, ca miezul cepei, iar foile toate de deasupra sunt o felul de situații de viață, emoții, sentimente, emoții care nu-i fac bine. Și că tu vorbeai de nefericire. Resimt nefericire, dar ele o caută în afară. Pentru că ele nu înțeleg cum fericirea asta s-o descoper în mine. Cum? Că am nevoie să mă completeze cineva. Cum o descoperim?
o descoperim prin lucru cu sine. Primul pas este să încep să am câte o conștientizare, câte una, și să strâng conștientizări despre ceea ce sunt, despre ceea ce am în viața mea. Adică să fiu mai atent la mine, să observ mai mult viața mea, să observ ce simt, să observ ce simt în relație cu cel cu care sunt. Să observ că dacă eu mă simt într-un anumit fel care nu mi-e benefic în relație cu celălalt, e o problemă, nu e o relație sănătoasă. Să observ că dacă celălalt mă face să fiu mică, la fel îmi spune o clientă, mă desfințează, zice, vrea să depind de el, nu mă lasă să fac niște cursuri ca să pot să-mi găsesc un loc de muncă. Că îmi spune că nu vezi că nu ești în stare, nu te uiți la tine cum arăți. Și zic, și cum crezi tu că arăți? O iepavă. Când o persoană spune lucrurile astea, e clar că le-au ajuns la limita de jos. Dar eu le spun, da, dar primul pas l-ați făcut deja. Ați venit aici. Și începutul, așa cum ai spus și tu, este din această întrebare magică, care poate aduce magia și poate aduce acea cale magică de a-ți lumina traseul către tine însuți, și anume, cum mă simt acum? Exact. Cum este acum? Sunt într-o situație, sunt într-o relație, sunt într-un context, sunt într-un grup, sunt pe scenă, doresc să spun un discurs. Întrebarea cum mă simt, într-adevăr, este un aspect extraordinar de susținător în descoperirea de sine, dar mai ales în a ne seta în interiorul nostru un dialog care să ne susține. Este dialogul cu noi înșine. Și atunci vindecarea pornește de acolo. Și da, este nevoie de susținere în momentul în care, atunci când încep să-mi pun această întrebare, nu știu cum să descoper alte răspunsuri, alte posibilități. Întrebarea mă duce, ok, simt asta, dar ce să fac? Că n-am ce să fac, că nu mai știu. Și atunci e momentul să cerem susținere, dacă nu mai știm cum. Trecem la narcisist imediat după ce vom lua o scurtă pauză, dacă ești și tu de acord. Siguranță. Așa că, dragii noștri, ne revedem curând, continuând acest subiect interesant despre dinamismul dintre un codependent și un narcisist. Pe curând! Adu în viața ta armonie, bucurie și iubire. Cum ar fi dacă ai adăugat la toate acestea pasiune? Dragii mei, bine ați revenit din nou în cea de-a doua parte a emisiunii, unde explorăm această incursiune și această dinamică care se întâmplă între un codependent și un narcisist. Trecem la narcisiști, dragă Stella. Spune-mi, te rog frumos, dacă aceștia, știu că mai rar, deja ai menționat și tu, au pășit în cabinetul tău. S-au pășit doar însoțiți de un codependent. Lucrurile stau cam așa. Nu numai că vin rar, vin foarte rar sau aproape deloc. Pentru că lor le place să-i considere vinovați pe cei care sunt în relație cu ei. Aruncă totul asupra. Nu vezi că tu ești de vină? Nu vezi că din cauza ta nu merge relația noastră? Nu vezi că nu ești în stare să-mi oferi? Nu vezi că ai o problemă? Iar persoanele codependente, dacă nu vin ele de bună voie, că spun am o mare problemă, sunt plină de probleme, îi trimit ei pe aceștia codependenți, îi trimit narcisicii, pentru că ei se consideră că sunt impecabili, ei nu au o problemă. Am avut o persoană cu care am lucrat o vreme, codependent, care era în relație cu o narcisică. Și am invitat-o și pe ea să avem și ședințe intercalate de cuplu, pentru că el vorbea de relația cu ea, dar ea niciodată nu vroia. Și ea nu vrea să fie contactată, evident. Iar el spunea, ce să caut eu? Tu ești cu probleme. Du-te și fă-te bine. Până nu te faci bine, relația noastră nu are cum să meargă.
și zic ok, deci ea consideră că relația asta, în relația asta ești doar tu. Păi da, pentru că ea n-are nicio problemă. Este din ceea ce am observat din studii și din această cazuistică a narcisicului un diagnostic un pic mai greu de pus pe un narcisic, pentru că el se poate arăta în această lumină a reflectoarelor și te poate păcăli uneori. Așa este? Așa este. Putem merge până la patologie. Noi aici încercăm să vorbim de tendințele de narcisism, care, să spunem, nu le ducem chiar în sfera patologică. Dar dacă mergem în sfera asta, intrăm în tulburări de personalitate grave, intrăm în psihopatie. Rămânem aici la tendințele astea, pentru că cele mai multe relații sunt, într-adevăr, din tot ce am văzut, din tot ce am studiat, între un codependent, care poate fi codependentul și în relație cu un alt codependent, au același fond până la urmă, dar de cele mai multe ori lui trebuie o persoană puternică între ghilimele, adică să-și arate forța de fapt, care să-l domine și intră în relație cu narcisicul. Deci relația asta, simbioza asta se produce în cele mai multe cazuri, iar narcisicul niciodată nu se consideră vinovat. Îl arată cu degetul pe celălalt. Și chiar serile trecute, o femeie a venit și mi-a spus că ea se simte la pământ, că celălalt nu este lângă ea. Ba chiar își permite ca să-i spună tot felul de injurii, de jigniri. A abuzat-o și fizic de-a lungul vremii. Dar mergând pe firul ăsta, pentru că ea considera că e o problemă la ea, pentru că nu e frumoasă, că nu e pentru el, că el e prea strălucitor. Mergând pe firul ăsta, ea singură spune la un moment dat, când intră el în casă seara, parcă îl văd pe tata intrând, cu o falcă în cer și una în pământ. Exact așa. Apropo de ce spuneai acum, narcisicul practic își revendică totul, inclusiv comportamentul, și cumva trebuie să menționăm aici că el își revendică inclusiv dreptul de a face orice. Poate înșela mai ușor și are toate drepturile să o facă, își găsește toată motivația și așa mai departe. Poate trăda, poate înșela, poate minți. Este mult mai simplu și mai ușor, pentru că întotdeauna își va găsi acele constructe prin care să te convingă că de fapt nu el este de vină. Tu ești de vină pentru că n-ai dăruit mai mult și pentru că nu știi cum să faci să-l menții acolo. Și atunci vreau să subliniez așa. Spuneam că vindecător pentru noi este să începem să observăm. Este foarte clar să ne observăm pe noi înșine. Un prim pas este să ne punem această întrebare magică. Cum mă simt? Apoi, ce senzație am în corp când se întâmplă interacțiunea cu celălalt, interacțiunea mea cu diferite situații de viață? Și mai mult decât atât, cum mă impactează ceea ce comunic, ceea ce aud și ceea ce îmi spun în interiorul meu? Hai să vorbim un pic despre comunicare. Pe ce să fim atenți în comunicarea aceasta când avem dinamică și apoi pe ce să fim noi conștienți ca parte vindecătoare și ca aport pentru noi de echilibru ca să detectăm mai bine această cunoaștere de sine și această susținere pe care ne-o putem oferi. Exact. Apropo de întrebarea magică, cum mă simt? Cele mai multe persoane care sunt în relație cu persoane dominatoare spun nu știu. Mie îmi place foarte mult să ghidez către a intra pe o frecvență mindfulness. M-am specializat chiar și în ramura asta, care mindfulness m-a ajutat până și pe mine cu mulți ani în urmă. Și nu numai că știu și cred în asta, dar o simt că este magică. Hai să dăm o definiție scurtă, dacă ai menționat acest cuvânt, pentru cei care ne urmăresc acum. Ok, de a deveni observator, în primul rând al meu, prin toate simțurile mele. Să văd, să aud, să ating, să fie palpabil,
să fiu aici fără să judec ceva. Și dacă luăm mutamo cuvântul a ne observa mintea în totalitate. A ne focusa pe prezent și a ne observa totul. Mintea, gândurile, emoțiile, corpul, senzațiile, exact, în primul rând. Atâta vreme cât încep să observe la ei, fie și că îi doare pe undeva, senzațiile în corp, ei deja încep să intre pe acest fir magic al întrebării, cum mă simt? Pentru că înainte de asta ei nu se întreabă, fiindcă cel care este în relație dominator cu ele, au grijă ca să le spună, să folosească acel radar inconștient, tu ești de vină, numai tu. Și iar ea, pornind la drum, în călătoria asta în doi, considerând că m-a eclipsat, pentru că el este seducător narcisic, șarmant, m-a eclipsat și spun din prima, tu mă vei face fericită. Fără tine viața mea s-a terminat. Vezi, o lipsă de a fi complet. O stimă de sine atât de joasă încât are senzația că doar prin relația asta ajunge la liniște sufletească, la vindecare până la urmă. Până la urmă putem spune și că un codependent este cumva fascinat de un narcisist, da? Exact. De modul cum se arată, cum este, pentru că își dorește. Undeva în interiorul lui simte să dea și drumul acestei străluciri, acestei energii de a străluci, de a fi așa. Până la urmă, de asta ne și alegem în relațiile noastre aceste oglinzi perfecte. Poate este o parte pe care noi nu o vedem. Vrem să ajungem acolo, dar să nu fie distorsionată. Și întrebarea cum mă simt mă duce în zona în care încep să-mi descoper adevărul meu interior. Adevărul interior care înseamnă să fiu congruent cu energia, cu darurile pe care le conțin. Dacă celălalt mă ajută ca o oglindă să-mi reflecte, da, uite, poate uneori la o extremă, da? Și merg în interiorul meu și analizez un pic asta doar prin această întrebare, cum mă simt, ajustez exact așa cum am nevoie să devin și să mulțumesc celuilalt că mi-a arătat că da, vreau să scot la lumină această parte din mine, acest dar și să mă arăt așa. Dar când vorbim de zona asta disfuncțională, din păcate orientarea în cuplu și mai ales când se întâmplă aceste comportamente, nu mai este pentru noi înșine și cum contribuie celălalt pentru noi și pentru dezvoltarea noastră. Câți dintre noi ne gândim când intrăm într-o relație că vreau să mă dezvolt în această relație? Și mi se pare foarte clar acum, în această formă, de ce să o facem. Dar de fapt, cum să o facem este foarte important. Este la ce să ne uităm. Pentru că în felul ăsta aducem mai mult pentru noi și pentru celălalt. Ce vreau să te întreb este legat de această oglindă care se creează până la urmă, da, dintre codependent, narcisist și cum găsim pașii vindecători prin care efectiv simțim că ne descoperim pe noi și putem să ne activăm curajul, determinarea și cum facem asta? Să rezolvăm ceea ce este acolo în relație. Da, să ne amintim că atât codependentul cât și narcisicul pornesc în relație, în relația aceasta de ca adulți, ca să aducă acolo ce au învățat ei, ce au văzut ei. Aduc inconștient, ei nu vor să facă asta. Ei sunt, își folosesc mecanismele minții, sunt într-o negare continuă. Nu, mie nu mi s-a întâmplat nimic. Sau îmi spune cineva, când eram copil, mergeam la săniuș și stăteam mai mult decât spunea tata o oră și atât. Depășeam, pentru că îmi plăcea, mă jucam, nu făceam nimic rău. Când veneam acasă, spunea, întoarce-te, lua cureaua și mă bătea. Și eu n-am înțeles niciodată de ce făcea asta. Și atunci el, ce fac aceste persoane? Se umplu cu resentimente în loc să crească nivelul emoțiilor sănătoase, emoțiilor care să-l susțină, de iubire, de atenție, de validare, de susținere.
și toate cele, ei se umplu de resentimente. Și atunci ajunge mai departe persoana adultă să fie un narcisic, ca această furie pe care a simțit-o în copilărie să o proiecteze în relație. Și atunci să abuzeze persoana cu care intră, care e o persoană mai slabă, care e o persoană care se lasă dominată, care nu are o stimă de sine ridicată și vrea să fie condusă, că nu știe altfel cum. Și e groază de singurătate codependentului, la fel și narcisicului. De aceea e acest magnetism disfuncțional, nesănătos între ei. Și ei stau, pot să stea așa multă vreme dacă narcisicului îi convine. El poate sta așa și el poate să rămână așa. Dacă el nu intră într-un proces de autocunoaștere, de a vedea că ceva nu-i bine acolo, pentru că el, arătând vina asupra celuilalt, el consideră că e impecabil. Dacă omul consideră că e impecabil, nu e loc de schimbare. Schimbarea e cerută de propria persoană, nu de altcineva. Pe când celălalt, de aceea narcisicii nu vin și rămân așa. Și duc tiparul mai departe. Ok, codependentul cu care era s-a dezvoltat, a descoperit și a avut tăria, curajul la un moment dat să rupă relația, zice nu-i nimic, oricum sentimentele lui sunt aproape zero sau zero și spune ok, găsesc mai departe ce? Același tipar pe care să se lase dominat, pe care să-l domin și eu să rămân, că eu n-am nicio problemă, să rămân cel care trebuie să mi se ofere. Trebuie să. Pe când nu e o relație sănătoasă cu trebuie să ceva. Te invit să vorbim un pic despre importanța relației și de beneficiile pe care o relație armonioasă, o relație sănătoasă, o relație plină de iubire contribuie pentru ambii parteneri. Ieșind din sfera asta pe care am dezbătut-o, tiparele astea disfuncționale sau patologice, este relația aceasta benefică. Da, vreau să vedem și unde ajungem, exact, dacă facem această muncă cu noi. Exact. Relația care vine tot din spate, din familia de origine, pe care am văzut-o acolo. Relația pe care am văzut-o în familia mea, o relație benefică, echilibrată. Și la fel au fost și cu mine, adică părinți care se cunoșteau pe sine. Părinți lucrați cu ei, care s-au descoperit, părinți care erau într-o relație, la rândul lor, sănătoasă. Și atunci mie asta mi-a transmis. Mi-a transmis echilibru, mi-a transmis emoții împărtășite, mi-a transmis bunăstare, succesul nu a intra în egoism, a călca peste altcineva, ci a-l găsi, pornind de la dezvoltarea mea continuă, cunoașterea mea care continuă. Și el ce face? Perpetuează mai departe o astfel de relație văzută acolo, sănătoasă. Și intră într-o relație cu cineva care, la rândul lui, are rezervorul de iubire plin. Nu este nici cel care se agață de el, un codependent, un dependent de cineva, nu este nici narcisicul care spune oferă-mi. Pentru că el deja știe, este într-un echilibru psihoemoțional și are rezervorul de iubire gata să împărtășească cu celălalt. Și celălalt îl are la fel, e o împărtășire. Nu este o căutare, cum avem în acele tulburări sau patologii, în care caut să-mi fie umplut rezervorul de iubire. Și căutarea asta va continua la nesfârșit până când? Până când persoana care, de regulă, codependentul spune nu mai pot, trebuie să mă ajute cineva sau mă ajut eu dacă încep să descoper. Metode sunt atât de multe de descoperire a căii către sine. Cumva responsabilitatea subliniată prin ceea ce ai spus și tu este a fiecăruia dintre noi. Nu numai pentru noi înșine, ci pentru ceea ce perpetuăm mai departe, pentru copiii copiilor noștri, pentru generațiile viitoare și pentru exemplul pe care îl putem arăta prin transformarea pe care o avem. Hai să dăm câteva exemple despre aceste metode de care ai menționat.
care să ne ducă în zona de lumină, în zona vindecată, să avem așa pe final de emisiune partea aceasta care să ne stimuleze și mai mult să ajungem acolo unde ne dorim, și anume la relații până la urmă împlinite și pline de iubire. În primul rând, am menționat deja despre acea observare de sine. Spunea cineva, observarea de sine conduce la vindecare. Da, este primul pas. A observa cum sunt. Dacă celălalt m-a ajuns să mă desfințeze ca identitate de sine, să nu cunosc identitatea de sine, cine sunt, să trăiesc prin celălalt, să depind doar de el, atunci eu pot să observ lucrurile astea. Eu despre cine e vorba aici în viața mea? Întreb anumite persoane, cine crezi tu că este viața ta? El. Dar când am spus viața ta, despre cine e vorba în această expresie, viața ta? Despre mine, dar nu poate fi despre mine decât în relație cu el e viața mea. Dar eu am întrebat despre viața ta, personală. Până persoana nu ajunge să observe că ea nu a ajuns la acea individualitate, nu a ajuns la acea autonomie, nu se consideră liberă ființă, așa cum spuneau mai mari, am venit pe pământ singuri, prin naștere și plecăm singuri. Nu plecăm de mână cu cineva. E o călătorie toată viața asta. Dacă stau doar și conștientizez despre această călătorie care începe cu mine, după care eu ajung în relații cu părinții, după care cu relații ca adult, îmi dau seama că, de fapt, dacă e viața mea în această călătorie, e despre mine. Prima orientare este către viața mea. Și încep să-mi pun întrebări. Cum e viața mea acum? Cine sunt eu în viața mea? Asta e cea mai întrebarea magică. Că e vorba de cine sunt eu, nu în relație cu celălalt, că pe el am găsit pe parcursul acestei călătorii. N-am venit cu el de mână. Și avem aici de făcut o subliniere a faptului că foarte mulți se opresc aici. Și fie că judecă, fie că încep să critique, faptul că ok, ai început să te dezvolți și asta înseamnă foarte mult egoism din partea ta. Ca tu să te dezvolți, ca tu să vezi ce îți dorești, ce vrei, să te simți mai bine până la urmă. Am sesizat în foarte multe forme de judecată și critică, așa cum spuneam. Și atunci vreau să fac această subliniere importantă. Este foarte clar că dacă noi nu suntem bine cu noi, nu putem să fim bine cu ceilalți. Și cumva revin la responsabilitate. Este o responsabilitate a noastră, a fiecăruia dintre noi, să ajungem în acel punct în care să ne dezvoltăm mai mult. Și această dezvoltare, că vorbim până la urmă de partea și de dezvoltare personală, da? Pe care o întâlnim acum foarte des, peste tot, care ne este pusă la dispoziție prin sisteme, cursuri, invitații, workshop-uri și așa mai departe, sesiuni individuale, sesiuni de grup, da? Până la urmă ne duce în acel punct de a fi în pasiune cu viața ta, a da acel foc interior pentru a-ți potența darurile și calitățile pentru care ai venit în această lume. Nu ai cum să vrei să faci asta dacă nu le știi în primul rând. Le știi cunoscându-te pe tine. Și nu ai cum să le duci la un maxim și să le oferi ție și restului dacă tu nu știi despre ele. Da? Nu avem cum să ajungem acolo. Și de asta vreau să subliniez. Nu este egoism dezvoltarea personală. Da, putem pica într-o altă latură în care facem doar asta și te invit pe tine să o numești. Cum se numește această latură? Da. Știți cine sunt cei care spun, arată cu degetul, ai devenit un egoist, că te dezvolți? Sunt cei care pierd teren în relație cu ei. Cei care sunt, nu te mai recunosc, pentru că nu mai ești persoana aceea pe care s-o domin, zic cei narcisici în relație cu mine. Nu vezi, spun persoane, nu vezi că ducându-te la terapie te învață de rău. Nu, spun cei care sunt, încă o dată, dominatori în relație. Pentru că persoana începe să conștientizeze câte un lucru și să-și dea seama că
viața e despre ei. Și încep să facă pași în privința asta. Ca să vorbim de egoism, înseamnă să călcăm peste alții, să le facem rău altora ca să-mi fie mie bine. Dar atâta timp cât e despre mine și nu în relație cu ei, e dezvoltarea mea, este cunoașterea mea, dezvoltarea în care îmi place mie să folosesc o metaforă. Las aripile să-mi crească din interior către exterior. Încep ca să mă dezvolt, să prind aripi, să devin autonom, să devin independent, să devin liber și să-mi placă să fiu în relație cu cineva, pentru că devin complet. Și mai mult decât atât, să ne aducem aminte de unde am pornit această călătorie. Pentru că am pornit de la această construcție dintre un codependent și un narcisist. Și să ne aducem aminte că un codependent, pentru că narcisicul clar ajunge mai rar să se susțină și să se dezvolte, are un grad de autosuficiență, aș spune eu, mult mai mare, ne dăm seama că persoana care pornește pe acest drum al călătoriei și al dezvoltării de sine este datorită faptului că are o suferință, are o nefericire, are un dezechilibru pe care l-a detectat, a cerut susținere, pentru că spuneai acest exemplu dat din cabinet, da? Cere susținere pentru că nu mai are claritate, nu mai știe, are tot dreptul să aducă lumină în interiorul lui. Și de asta și eu menționam partea de judecată și critică care vine din afară. Pe final de emisiune, hai să concluzionăm scurt acest subiect în partea de lumină. Ce este iară extraordinar de benefic pe lângă întrebare, pe lângă observare și cum să strălucim astfel încât să avem curajul să ieșim din relații toxice. Încurajez din nou și o fac de fiecare dată să vină în această sferă a cunoașterii de sine, a autocunoașterii, prin orice metodă, dar să-și amintească că ele sunt deja ființe complete care au venit pe pământ, dar au uitat din anumite considerente, din anumite disfuncționalități care s-au produs pe parcurs. Până la urmă nici nu mai are importanță, important să se observe pe sine și să vadă unde se situează, în ce relație sunt ele acum, cum se simt. Că dacă e o relație sănătoasă, o spune numele, e nevoie ca să mă simt într-un mod benefic, să mă simt într-un mediu sănătos. Și dacă nu se întâmplă așa, să pot conștientiza, ok, dacă nu e relație sănătoasă, cum este? Dar relația cu mine, cum este? Cum mă situez eu în relație cu mine ca să pot să văd cum e relația noastră? Că totul pornește în primul rând de la sine. Și persoanele, dacă nu descoperă, ele vin la cabinet să afle, dar ce să afle de fapt? Să-și afle resursele. Noi suntem un sprijin acolo către a-i conduce pe drumul către resursele lor. Și darurile lor până exact. La urmă. Exact. Ele vin pentru că ele nu-și văd resursele, niciuna uneori. Și pas cu pas îi ghidăm ca să ajungă la resursele lor. Și atunci să se vadă, wow, așa am eu în mine, chiar sunt puternică. Chiar am curajul ca și să fac asta. Și chiar merit asta. Este cumva darul suprem, zic eu, pe care fiecare ființă și-l poate face lui însuși. Dragă Stella, mulțumim tare mult pentru tot ce ai împărtășit cu noi, toate aceste detalii. Cu bucurie te invităm alături de noi și la o ediție ulterioară. Pentru a aduce claritate, poate în alt tip de constructe pe relații de cuplu sau alt subiect pe care îl putem alege împreună. Mulțumim tare mult că ai fost aici alături de noi în studiourile Teranova și te mai așteptăm cu drag. Dragii mei, vă îmbrățișez cu bucurie și sper ca ediția de astăzi să aducă claritate și să vă determine să porniți pe această cale a redescoperirii resurselor interioare. Sunt cele mai importante. Și atunci când ne descoperim resursele interioare,
poate porni acest foc pasional de a ne duce către cel mai înalt aspect din viața noastră, misiunea noastră până la urmă, care să ne aducă multă împlinire și fericire pe toate planurile, dar mai ales în relațiile de cuplu, așa cum a fost și subiectul ediției de azi. Pe curând, pe o ediție viitoare, vă aștept cu bucurie. Dacă aveți un mesaj pentru noi sau o sugestie, o primim cu bucurie și dacă aveți cumva poate o altă temă pe care ați vrea să o dezbatem și să aducem claritate cu invitații noștri, la fel, lăsați-ne un mesaj și până atunci vă mulțumesc foarte mult că ne urmăriți. Tot ce e mai bun, pe curând!